Auer, partidul condus de George Simion spune că unirea României cu Republica Moldova, citez, este singura cale de a proteja populația dintre Prut și Nistru de pericolele unei eventuale invazii ruse. Cum vedeți vedeți, că am mai văzut, am mai văzut declarație. E responsabilă, clar. Am mai văzut acest gen de afirmație la unul din oficialii ruși zilele trecute, când lansa un scenariu prin care spunea că România vrea să. Trebuie să fim foarte bine înțeleși și să înțelegem cum funcționăm ca stat al Uniunii Europene, unde garantarea integrității vecinilor este bine cunoscută. România în niciun caz nu poate, la momentul ăsta, să unească cu Republica Moldova pentru că ar intra în contradicție cu valorile Uniunii Europene. Ori nu ne permitem acest lucru sub nicio formă. Rămâne o năzuință a noastră a Românilor Unire cu Moldova, dar probabil va fi posibilă, când va fi posibilă, dacă va fi posibilă, pe timp de pace și în niciun caz pe timp de război. Credezi ba mai mult că decât atât, nu putem ști ce ne aduce viitorul. Ba mai mult decât atât, gândiți-vă că Moldova are și o problemă cu Transnistria, găgăuzia, adică sunt niște elemente extrem, extrem de subtile și nu putem să ne hazardăm că ne unim. Dar, Fiindcă tot veni vorba de unire și ceea ce își dorește aur. Aurul își dorește orice. Dacă mâine plouă cu piatră, aurul vrea să scoată piatra din nori. Dacă mâine nu știu ce se întâmplă, aurul vrea... Ne-a scăpat poveste. de pandemie, aur. Lăsați-ne, Așa... nu, nu ne scăpat Așa de au anunțat. nimic. Anunțat. Sper să ne scape de prostie, dar vă că se acutizează. Vreau să vă spun despre unirea României cu Moldova. Gândiți-vă că practic pe noi ne mai despart birocrațiile, documentele și alte lucruri pentru că foarte mulți moldoveni au cetățenia română. Făcând posibil acest lucru, o bună parte, nu știu statistic cât, dar procentual cred că foarte mulți moldoveni au și cetățenia română, practic sunt cetățeni români, practic există doar prutul care ne desparte și toate lucrurile sunt bune. Deci doar chestiuni formale. De doar fapt. chestiuni formale, dar nu cred că poate fi vorba niciun caz de o așa năzuință copilărească, spun, infantilă. Adică dacă ai ști cum funcționează Uniunea Europeană, nu te-ai hazarda astfel încât să faci astfel de afirmații, totalmente erunate, de dragul populismului, de dragul unor voturi, de dragul de a face un pic senzație. Și cred că în zilele următoare vor mai fi declarații și, și acțiuni necugetate ale celor de la Aur, tocmai pentru că în ultima perioadă au ieșit un pic din reflectoarele mass-media și. Au și scăzut în sondaje. Au scăzut. Lumea s-a săturat de povești și au dat seama că nu au soluții, că nu au oameni, că nu vin cu nimic decât cu live-uri pe Facebook și atât. Dar. Deci, unirea o flutură doar în. în, stil uh... în doar, populist. Populist. doar populist. Nu putem vorbi de unire, mai ales în vremurile astea cumplite pe care le trăim acum și nu este cazul niciun fel Dar știți că inclusiv președinte, fostul președinte al României, Traian Băsescu. A fluturat ideea aceasta chiar nu, la începutul atunci, războiului din Ucraina. Da, dar nu era președinte, era fostul președinte. Fostul președinte, ne, da. Și domnul președinte, a fost, cât a fost președinte, a fost foarte bun. Poate acum vedem de ce este în stare și nu mai vorbim de ceea ce a spus justiția despre domnia sa și cât de amar ne este gustul gândindu-ne la președintele nostru. Dar, dumnealui, la fel, conduce, conduce a înființat un partid practic inexistent la momentul ăsta pe scena politică, doar reprezentativ prin câțiva membri și își dorește și dumneavoastră să mai iasă cu ceva. Dar fiind președinte de țară, mă gândesc că No. Totuși, a condus, da? A România... condus, dacă îl durea așa de tare de Moldova și își dorea unirea putea să facă demersuri la momentul când era președintele țării, da? Pentru că atunci avea pârghile necesare, era deci în politica externă. Populist. Mare. A fost totul, așa de hai să ne aflăm în treabă să vorbim și noi ceva de Moldova. Ce-ar da bine acum de Moldova? Ce poți să spui acum de Moldova? Pentru că ajutoare economice și de orice fel, România acordă nu de astăzi, ci de-a lungul anilor ajută pe Moldova. Ce ai putea să spui acum de Moldova să mai faci o știre? Că vrea unirea cu România, cu Moldova și așa mai departe. Capital de imagine. Dar bine. și dumnealui, și lui la câtă experiență politică, știe că acest lucru nu este posibil la momentul ăsta. Dar de ce o spune tot? V-am spus, o spune pentru cei neaveniți, pentru cei care nu știu ce înseamnă politică, care nu înțeleg cum funcționează Uniunea Europeană, care nu înțeleg ce e politica Europeană și care sunt premizele unui astfel de demers pe care niciun oficial european nu l-a luat în seamă, chiar dacă a spus fostul președinte actualmente europarlamentar sau George Simeon, președinte de partid parlamentar actual. Ori e foarte interesant că eu am văzut și sondaje făcute în Republica Moldova nu -și, și mulți nu-și doresc. Da, dar Republica Moldova trebuie să o înțelegeți că este golită, este goală din Republica Moldova foarte mulți tineri, la fel ca în România, foarte mulți tineri obținând cetățenia română a fost practic pasul spre a, se duce în Europa, să-și găsească un treme bun. Și Europa, comunitățile de moldoveni în Uniunea Europeană sunt nu atât de numeroase, dar sunt foarte bine închegate în statele Uniunii Europene. În Moldova, ca și în Moldova românească, deci în Republica Moldova, ca și în Moldova românească, dacă veți umbla prin comunitățile veți găsi la fel Case, sate cu case foarte multe părăsite, pentru că sunt plecați, pentru că bătrânii s-au dus, pentru că nu e lipsit de conținut. Exact. Și știți prea bine că din Moldova, cei care nu reușeau să-și obțină cetățenia românească, astfel încât să poată pleca spre, spre vest, se puteau duce la Moscova la lucru. Da, și mulți moldoveni au fost și la Moscova la lucru. Și aduceți-vă aminte, în campaniile electorale, că ca apar legal de altfel, nu este împotriva legii, apar locuințe în care 100 sau 1000 de moldoveni și-au făcut domiciliul tocmai pentru că e un uh, necesar document astfel încât să poată să-și obțină rezidența, să-și obțină buletinul pașaportul românesc și să plece mai departe.